Din leu. Haideți să vedem la leu pentru noiembrie, în general. Haideți să vedem la leu. La serviciu afacere. La serviciu o să aveți o mare reușită. Cineva vă spune ceva sau în afacere sau descoperiți o nouă la afacere, face ceva nou și o să câștigați mai mulți bani. Arată să aveți răbdare pentru că o să aveți o mare bucurie. O să vă recuperați sau recuperați prestigiu, încrederea. Arată că și arată că unele persoane spre sfârșitul lunii stați acasă sau intrați în concediu sau arată o perioadă de odihnă, ca și când vă odihniți. Uh, nu ați vrea sau uh, trebuie să stați acasă, dar nu ați vrea să stați acasă și asta se poate. Arată totuși că stați acasă, că va ieși casa, că banii o să câștigați foarte mulți, foarte bine, primiți un cadou, arată că mai faceți afaceri de departe sau de undeva de departe, că ce sperați dumneavoastră să câștigați, o să câștigați. Acum, încrederea, bani, bani, cadou o să primiți o premă sau ceva, ceva bani extra. Poate fi dintr-o afacere extra, dintr-un serviciu extra, din ceva extra care faceți dumneavoastră. Ceva ce lucrați... Aveți mai multe surse de venit, mai multe, mai multe servicii, mai, faceți mai multe lucruri și câștigați bani din mai multe locuri, da? Leul. Haideți să vedem la bani, cum o stați cu banii. Stabilitate, explorare, strategie, forță creativă, recuperați niște bani. Vreți foarte mult să puneți bani deoparte și arată că o să puteți. O să puteți. Vă eliberați de niște datorii, ca și când aveți datorii, ca și când trebuie să plătiți niște bani. Și arată că dacă îi plătiți sunteți supărați, ori aveți un proces, la, arată, un proces dar aveți ne, nu așteptați și aveți noroc. Aveți noroc. Așteptați supărare sau așteptați supărați ceva, dar arată că aveți noroc. Haideți să vedem la sănătate. La sănătate, ceva probleme cu inima sau? Da, aveți probleme cu inima, aveți nevoie de mai multă odihnă, lucrați foarte mult. Apoi, cu apa, cu nu știu, aveți ceva probleme sau o frică sau probleme cu o frică și cu inima. Asta. Haideți să vedem la pentru dumneavoastră la dragoste în perechi. În perechi, împlinire, adevăr, acea persoană va începe să faceți ce vreți dumneavoastră sau face dar ați vrea mai mult, mai mult. Oricum, sunteți mulțumiți de relația care o aveți? Vedeți mai mult adevăr, vedeți mai multă pasiune, mai multă determinare din partea acelei persoane și arată abundență de sentimente, abundență de relație, abundență de relație de sentimente. Ca acea persoană nu v-a fost fidelă sau că dumneavoastră v-ați gândit la o, altcineva. Dacă nu v-a fost fidelă, vă va fi. Oricum sunteți supărată pentru infidelitatea acestei persoane. Dar arată că cu timpul această persoană s-a schimbat și se va schimba și veți rămâne împreună. Deci eu nu vă să vă despărțiți sau ceva. Haideți să vedem pentru cei care nu aveți pereche, pentru cei singuri. Așa, care nu aveți pe nimeni. Aveți un caracter puternic, tare. Să găsiți pe cineva la serviciu, parcă. Intuiți, simțiți că o să găsiți pe cineva, intuiți. Prosperitate, aveți confort. Dar puteți găsi pe cineva, dar nu să rămâneți împreună. Persoanele care le întâlniți parcă nu se. Uh, nu sunt conform a așteptările dumneavoastră sau. Nu, nu, nu este ceea ce căutați. Nu este ceea ce căutați. Nu depune efort, nu sunt. nu sunt cum vreți dumneavoastră aceste persoane și nu. nu vreți să faceți. să aveți ceva serios cu ele, nu. Poate dacă vreți, dar. nu vă, da, vă dau motive tot timpul de lacrimi, de. Deci nu văd să rămâneți cu cineva, să aveți o relație stabilă cu cineva, să... Nu, deocamdată nu, îmi pare rău. Poate da, dar eu nu văd. Haideți să vedem, gândiți-vă la persoana specială, la o persoană anume, la o persoană specială. Haideți să vedem, în dragoste. E o persoană specială. Păi, vă gândiți foarte mult la această persoană și această persoană la dumneavoastră. Vă iubiți reciproc, văd dragoste adevărată, văd noroc, văd tranziție, că treceți printr-o perioadă poate de certuri, de neînțelegeri, de care are putere mai mare, dar și de boală sau de un um, pic de spărțire din cauza unei boli. Dar arată că o să fiți împreună, că aveți noroc. S-ar putea să fie o relație recentă, deci să fi cunoscut pe cineva recent. Dacă nu este recentă, arată că o să aveți un copil cu această persoană. Sau este o relație cu diferență mare de vârstă, dar care va dura foarte mult timp. Deci relația asta la, cu persoana specială la care vă gândiți cu nume și așa, cu persoana asta o să fiți pentru mult, mult timp. Cam asta a fost pentru leu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.